Atac exploziv la adresa lui Carmen Dan, din Parlament, trebuie să demisioneze. Situația din interiorul Ministerului de Interne, de unde politici pleacă pe bandrul antprimiei la pensie, coroborat cu legea recursului compensatoriu, care a eliberat foarte mulți oameni din pucerii, a creat probleme pentru ministrul Carmen Dan. Deputatul PNL, Florin Roman, consider că ministrul de interne trebuie să vin rapid cu soluții, altfel singura soluție rămâne demisia. PNL este extrem de îngrijorat de explozia infracțiunilor comise cu violen la nivel stradal, tâlhării, violuri, bătăi în strad. Asta, deoarece au plecat 8.000 de polițiști jandarmi din sistem, au ajuns pe setrezi circa 8.000 de infractori, eliberai prin acordarea zilelor compensatorii de către ministrul Tudorel Toader. Având în vedere ce Ministerul Afacerilor Interne este total depaitit de situație, am solicitat astăzi, în cadrul forurilor de conducere ale PNL, audierea în Parlament a ministrului de interne, Carmen Dan. Hoi, borfaii violatorii zburd în libertate pe setrezi, numărul victimelor nevinovate crește, iar statul pare incapabil să ne apere de infractori. Am atras atenția din 26 februarie, în plenul Camerei Deputailor, la ora guvernului, ce infracțiunile violente la nivel stradal vor exploda. De asemenea, am atenționat-o pe ministrul Carmen Dan ce patrulele mixte poliți-jandarmi au devenit o raritate și ce sigurana copiilor și a cetenilor este pus în pericol după aceste pensiuni masive. Replica pe care am primit-o a fost una halucinant, fiind acuzat ce fac declarații politicianiste. În tot acest timp, copiii sunt violați, cetenii tâlhării, agresați. Nimeni nu mai este în siguranță pe stradă, iar ministrul Carmen Dan ascunde aceste probleme sub preț, în loc să vin cu un program de acțiuni stradale concret. Sper ca până la audierea în fața Comisiei pentru Apărare, Ordine Public, sublinierei siguranță națională a Senatului, ministrul Carmen Dan se vin cu soluții concrete. În caz contrar, domnia sa trebuie să demisioneze și să cedeze locul unui profesionist, capabil să ne apere în strat de infractori, arată Florin Roman.